găsit astăzi pe canalul de YouTube al Asociației Numerologilor din România cu o temă complexă. Așa cum v-am obișnuit aici, deschidem căi de studiu, de cercetare pentru a ne fundamenta Ideile despre realitate, care, apropo, realitatea nu este așa cum o percepem noi. Realitatea în forma ei obiectivă doar este și noi, în uh, raport cu gradul nostru de subiectivism, începem să deteriorăm și să alterăm acolo imaginea realității. Dar asta este o altă discuție. Astăzi vorbim despre fobia socială și poate, de fapt, nu e chiar atât de departe de momentul nostru de început, de acum câteva minute. Fobia socială ne scrie cineva, Că vă roagă să vorbiți despre acest subiect și mai ales despre, aici să fiți atent, cum se tratează. Mm -hmm. <laughs> Pentru că este o epidemie globală. Uh, în general, uh, când vorbim despre lucruri atât de la macro, aproape că ne vine să ne punem mâinile în sân și să stăm să nu mai facem nimic. Da. Pe um, de o parte, spuneți că este o epidemie sau o pandemie. Epidemie. Sau epidemie. Pandemie? Eu aș pandemie globală, pe alături de depresie și stres, care joacă așa o horă a morții. Și cine se bagă în horă Fie din necunoaștere, dar asta e problema lui, fie din nedorință de a face ceva, adică din lene. Că acolo în a morții totdeauna e mai ușor decât în hora vieții. Nu trebuie să știi multe, că te primesc, știi? În hora vieții trebuie să știi paște, să fii ritm, caracterul fie din întâmplare, dar asta înseamnă lipsa judecății, așa le trebuie. Adică eu, ca psiholog, știi cum, tu dacă ai fi stomatolog, ai avea vreo milă față de mine că am dinții străcați în gură. În principiu nu, pentru că e consecința alegerilor dumneavoastră. Exact. Dar totuși te-ai gândit cum să scoți de pe mine un bar. După da. Asta e meseria ta, să-mi repar dinții cumva așa. Nu-i să reușești, să-mi repar niciodată așa cum cred eu că ar trebui să fie reparați. Pentru că vor apare doreri, vei folosi instrumente, și tu vei face treaba așa cum știi tu mai bine, nu cum cred eu că trebuie să fie făcută. Este? Uh -huh. Așa și în psihologie. Ca psiholog, n-am niciun fel de milă și nu știu cum să spun altfel, că se zice, nu am milă, pentru că dacă mi-milă de ceva, de milă o să ajung. Nu vreau și atunci nu mi-milă. Înțeleg foarte bine că ce? Că au ajuns acolo, în situația asta, fobie, de exemplu, socială, ca urmare a alegerilor lor pe care le-au făcut pe care puteau să le facă, dar nu le-au făcut și pe care uh, nu trebuiau să le facă, dar le-au făcut. Prin urmare, uh, fiecare dintre om a ajuns în, în, jocul ăsta, un joc social, un joc psihologic, jocurile în care să joacă eu, uh, jocul de afobie. Și cel mai interesant este că la unii dintre ei nici măcar nu-și dau seama, nu că le place, ci au, un, uh, au ceva de câștigat în asta, adică au un interes. Ei nu-și mai dau seama care este interesul lor, dar totuși îl au. Și de ce? Asta e paradoxal cum e creat omul. Niciun lucru nu poate să apară dacă nu are în spate un interes. Să-i spunem un sens. Sensul are deja un interes. Uite, noi facem emisiunea respectivă. De ce o facem? Ar fi un interes. Interesul poate să fie conștient, poate să fie ludic, plăcere, poate să fie... Dar interesul există. Interesul bate fesul de la jos până la Dumnezeu și Dumnezeu are interes față de noi. Nu știu care e interesul nostru față de el, dar el față de noi are sigur. Nu știu care e interesul nostru față de creație, dar creația față de noi are un interes 100%. Și mai mult că totul o să-l realizeze. Prin urmare, ai ajuns să fii deții sau uh, ai, ai intrat într-un joc, să numește jocul de afobia socială, adică... Teama de alții, agrofobie, teama de uh, mulțime, uh, claustrofobie. Mor de frică când mă duc la magazin și mă tem că magazinul să nu fie închis. <răzări> teama de spații închis. Bine, glumă, glumă, dar în cele de urmă toate astea reprezintă niște jocuri pe care eu, eu din eu, cândva le generat. Și mai mult că atât, nu putea să le genereze fără ca înainte să ai pentru asta un interes. Fie cât de subtil, fie că ți-ai dat seama sau nu. Jocul se amplifică ca orice joc, se trece de la o miză la alta, se joacă pe miză din ce în ce mai mare și la un moment, moment dat te implică pe tine, nu numai în jocul, de-a jocul în jocuri, ci te implică, te tragi în etapa următoare care se numește jocul de personajele. Și începi să joci ce? Fricosul. Uite, toți cum se numește? Fobia socială. Adică se tem. Mm -hmm. Dacă vin mâini, avioanele, bombardează pe aici, știți că nu o să, o să dispară orice fobie? Da, pentru că apare instinctul de supraviețuire. O să apară un interes dominant, mai mare decât acesta uh, social. Uh, fobiile astea sociale, depresii, ele sunt uh, ce, bolele civilizației, acocoloșenii spiritului uman. Când vorbim despre frici, da. când vorbim despre fobie, ar părea că lucrurile se întâmplă totuși cu precădere de sus în jos, adică sunt niște direcții, date, din cauza cărora oamenii intră în această capcană a fricilor și a fobiilor. Totuși, este un dublu sens. Avem într-adevăr și un sens de sus în jos, dar avem și un sens de jos în sus, adică de la individ la macro. Cred că și acesta este un amănunt pe care ar trebui să-l punctăm. Evident, frica, să o numim așa, ea poate fi atât cuprăzătoare și paralizantă de-a dreptul. Evident că starea asta, frica până la urmă, este o stare. Starea respectivă nu este deloc una constructivă pentru sistemul nostru imunitar, nu face decât slăbește sistemul imunitar, distruge imaginea de sine. Pentru că ne vedem neputincioși, ne vedem incapabili de a trece peste ceva, de a ne afla într-un spațiu, de a socializa cu ceilalți. Ne se pare că în, fața celorlalți o să facem ceva proste sau să ne facem de râs sau că ceilalți ne judică sau că nu o să fim suficienți de buni și tot așa mai departe. Toate acestea sunt erori, în primul rând. Adică, al, să duhovnicește, dacă ar fi, am spune păcate în termen știi, în științific, nu în limbaj teologic, ci în limbaj științific, o să numește eroare sau greșeală. Adică ce reprezintă toate acestea care duc către frică? Reprezintă cumularea a o serie, întreg, o serie întreagă de erori cognitive, atitudinale și comportamentale. În cele din urmă, ele se asociază între ele în vederea comiterei de infracțiuni contra propriei noastre conștiințe și încet încet reușesc să o, să o deteriorez. Să preia controlul să asupra Să preia ei. controlul inclusiv asupra conștiinței și dacă e posibil, de ce nu să împle întreaga conștiința noastră cu obiectul fricii sau cu rezultatele fricii. Asta înseamnă în primul rând o proastă administrație de sine. Administrare. Adică nu, nu mă precep să mă administrez. Nu știu, trebuie să vină cine. Un psiholog să mă învețe pe mine cum să-mi administrez corect sau cum să mă gospodoresc fricile care sunt uh, firește, adică ele sunt normale. Dar când în fața noastră avem obiectul fricii, adică uite, a apărut ursul în față, am obiectul fricii, am frica în mine. Este firesc că așa se va să întâmple. Pentru că am obiectul fricii în față. Focul. Și eu mă frică să arunc în focul la nu știu ce să fac, pentru că Trebuie să Pentru că supraviețuiesc. Instinctul de supraviețuire îmi vă spune stai locul, nu te bagă acolo. Și totuși unii mai eroici se aruncă în focul respectiv și duc și salvează ultimul copil care a rămas în casă prins acolo. Trecând peste frica respectivă, adică totuși cumva și o gestionează. Și altul, de frica de a nu cădea sau de a nu te face de râs sau de a nu fi suficient de bun, nici nu iese din casă. Adică frica îl controlează pe el în totalitate și el o orice control sau orice posibilitate de administrare. Prin urmare, ce trebuie să facă un om care este dominat de frici? Este să învețe să se administreze propriile sale stări sau emoții, care nu sunt multe. Șapte la număr, atâtea ne-a dat Dumnezeu. Restul emoțiilor sunt derivate, din, derivate de la acele șapte emoții de bază. Dacă șapte ți-o dat Dumnezeu și tu cu astea șapte în discurs, ce era să întâmple dacă ne dea una din emoții de bază, care amestecându-se în ele raporturi diferite, generau diferite derivate, alte emoții, suplimentare, amestecate și tot așa mai departe, pe care noi, pentru fiecare dintre ele, avem cuvinte, adică le descriem printr-un anumit cuvânt care le poartă sensul. Și atunci, cum se tratează, da, care e întrebarea, cum se... da, cum putem trata fobia socială raportat chiar la epidemia globală, întreabă internautul nostru. Uh -huh. Însă sigur că așa cum ați dedus, totul pornește de undeva din planul individual. Nu putem să dăm tot timpul vina că se întâmplă ceva macro, se întâmplă ceva deasupra noastră și noi ne neputincioși... Vai, dacă când gândea așa, atunci trebuie să trecem, de ce să ne oprim la ceva global terestru? Putem să ne ducem la ceva global solar, adică planetar sau Așa spunem, ca sisteme, ca sistem, sistemul solar. Vai, acolo avem toate motivele să fim fobici cu toții, pentru că acolo se întâmplă lucruri grandioase, unele cu un grad de pericol asupra Pământului enorm, altele cu un grad de pericol mai puțin. Se întâmplă lucruri, că adică, gândiți-vă, planeta noastră zboară în Univers așa, după Soare, își urmează, adică acolo, singurul bărbat e Soarele, toate restul planetele sunt cum? Principiul feminin, da. Soții cumva, adică principiul, urmează pe Soare și asta merge înainte, a fac ceva rutindu-se, producând fiecare, are un sens. Pământul trebuie să producă ceva, Mercur produce și el ceva ca să-l... Nu știu, adică, ca, ca și cum ar fi soții diferite. Pământul are grijă de Soare într-un fel, Mercur are grijă de altfel. Uran, eu soție, mai pentru Soare este o soție. Mai înțeleaptă, îl învață pe Soare, transmite alt fel de informații. Păi, acolo se întâmplă lucruri grandioase care ar trebui să ne fie frică maximă. Atunci, în general, murim de frică toți și nu mai ieșim din casă, pentru că în Univers se întâmplă ceva. De ce ne oprim la ceva global? Eu zic că dacă te speri de ceva global, oricum nu poți controla, oricum depinde de tine, lasă-o mâna Domnului, așa cum se spune, Doamne, fie în voia ta și ocupă-te de lucruri de care tu. Reali. Grădina ta. Grădinata, ce te ocupe de tine? problemele globale, pandemice sau oricare ar fi acolo. Tu cu putere de tine să ai imunitatea puternică, să mănânci diversificat, să-ți administrezi corect emoțiile, să-ți ridici imaginea și respectul și iubirea de sine, așa, ca să ai o aură mai puternică, ca orice vine prin aura aia, nici nu ajunge la nasul tău, că de aici, ca și cometele s-au oprins, e o coadă de foc și pe aici, când au ajuns undeva, deja s-au transformat în praf. Ai așa o aură cum ar fi spus, o atmosferă. Astea, Pământul are o atmosferă, noi avem o aură. Dar principiul e același. De funcționare numai că acolo la scară mare, după chip și asemănare, la om, tot după principiul asemănării sau similitudini, dar e la o scară mai mică. Dar pe care noi o putem gestiona. Da, pe care o putem gestiona pentru că ar trebui să fim ce, creatorii propriei noastre realități. Prin urmare, dacă ai ajuns să te temi de lume, nu? Fobia socială este... Teama de lume. Prin asta teama de viață. De ce? Pentru că, uite, mie nu-mi place ce fac oamenii afară. Dar asta e viața. Ce să fac? Mie nu-mi place, în general, ce fac românii per total. Dar asta e viața. Ce să fac? Dacă te duci în altă parte, tu te duci tot cu grijile și cu problemele și cu necazurile și cu erorile tale. Deci ori te duci pe globă în orice țară, tu te duci cu tine. Asta mă amuză de foarte multe ori. Noi oamenii mâini, pe mine o să ajungem pe Marte sau pe Lună și o să trăim acolo. Nu o să trăiți, bine că Pentru că o să vă duceți tot așa plin de egoiști ce sunteți. O să vă duceți planetele alea ca să le distrugeți ca și pe asta. O să vă duceți tot cu frustrările și cu fricile și cu hapsânia voastră. Tot cu ego -ul. O să vă omorâți la un moment dat între voi ca și căutătorii de aur pe acolo. Cu unul găsit mai mult aur, nu știu ce acolo. Și -va, ce o să întâmple? Nu se să întâmple nimic. Dacă gândiți pe altă planetă, dacă acolo te-ai rănit, de exemplu, nu ducem în scafandre și primul care s-a rănit la mână sau ceva, cum îl tratăm acolo? Păi să duc, în primii o să duc 50 de oameni, nu să spun. Studiile cele mai recente arată totuși o posibilitate de a accesa un avatar pentru a a, pentru tot a trăi tot, da, extraterestru Asta se va întâmpla destul de rapid Uite, deja, deja Asta vreau să a... vă zic Că deja în, în hmm. reclame Apare da. acest simbol Și da. atunci când simbolurile apar în reclame Înseamnă că deja sunt în pragul De a da. ajunge deci, la mase corect, deja Facebook nu mai este Facebook Ci Meta Gata, <laughs> da. am ajuns la realitatea augmentată Și va fi atât de apropiată De realitate încât o să spui Căștile și ochelarii în cap, o sire de mânuși care o să-ți dă senzații, un costum care o să-ți dă și alte senzații cât fizice, palpabile, aproape realistice. Și te băgat la calculator, noi observăm cum a trecut săptămâna. Da. Cum astăzi, unii oameni nu observă că șase ore pe zi o stat pe Facebook sau șase ore pe zi o stat pe Instagram, fără să producă nimic, și în cele din urmă ce fac? În cele din urmă admiră sau contemplează sau consumă acele filmulețe pe care le-au produs cu totul alții. Dar ea măcar le-au produs, ai putem să numim producători de TikTok-uri, de filmulețele, destul de haioase. Adică eu văd ceva bun în TikTok-uri, de ce? Pentru că tinerii intră acolo, fac acele filmulețe, învață să intre dintr-un personaj în altul. Adică, bă, unele sunt chiar atât de bine făcute, încât zici că fata aia o terminat actoria. Apoi pe aceeași fată o vezi în altă TikTok de ei când copiază acolo, vorbește, nu știu, becale, de exemplu, în spate și ea vorbește acolo al copie. Dar gestica, dar mimică, dar micromimică, dar atitudinea este atât de bună încât actorii ar, trebui, ar putea să-i admire cât de bine au jucat bucățica aia, minutul ăla, un personaj care. Orice lucru poate, în orice lucru există spinul, ceva drăcovesc și în orice lucru este ceva dumnezeiesc. Depinde numai tu ce vrei să faci de acolo. Ce vrei și să -i. și tocmai ne-ați dat soluția. <laughs> soluția uh, pentru uh, chestiunea pe care ne-am propus-o spre discuție, răspunsul uh, uh, legat de întrebarea lăsată pe canalul de YouTube al Asociației Numerologilor din România, uh, respectiv fobia socială și cum se tratează. Să vezi trandafirul, da să vezi și spinul, pentru că e important să le vezi pe amândouă, însă să te oprești acolo, în punctul în care se numește măsură da. și să cultivi trandafirul. eu cunoșteam un om care avea frică de a ține un spici în fața altor oameni, fie 10, fie... pur și simplu transpira, se pierdea și odată o ajuns să-și leșine pe scenă de, de încordarea interioară de, E judecata lui proprie dacă mă fac de râs. Dacă, și evident că dacă stai pe scenă cu gândul dacă mă fac de râs, Sigur te vei te face. face de râs. Da. Și chiar dacă nu există niciun motiv pentru care ceilalți să râdă de tine, tu vei găsi unul pe care să-l consider cel mai important prin intermediul căruia te-ai făcut de râs. Dar, între timp, au ajuns să vadă partea bună. Adică, ce, băi, nu important că mă fac de râs, e important că eu sunt pe scenă. Eu, ei sunt acolo jos, eu sunt sus, eu jos la un moment dat a ajuns să facă, au făcut o gafă imensă, catastrofală sau monumentală. După care el s-a dat jos de pe scenă și în spatele și spune, bă, am făcut gafa monumentală. Bă, dar cât de frumos, dar cât de realistic. Altcineva să o repete ca mine. Eu o sunt în istorie cu gafa asta, adică totuși o să fiu cineva. Istoria o să mă pomenească, știi? Și el a început să vadă ce. Trandafirul în orice lucru o face, adică el vede albina în orice faci. Cu unde acolo și musca și dacă știi, omul are în el o albină și o muscă. Dacă depinde pe cine tu vrei să urmezi, pe cine o hrănești mai mult, aia va trăi și aia va produce mai mult. Prin urmare, uite, cum se tratează? Se face o dezinsecție, să omoară muștile, prea multe muști în cap. Mai las albinele, mai cultivă albinele, spunem așa. Nu există o, o spune, cum se tratează, nu este un tratament standard, pastile pentru toți. În fiecare caz, terapia sau tratamentul, spunem așa, sau interacțiunea cu psihologul este diferit e, și terapia este diferită, pentru că asta depinde nu numai de psiholog, depinde și de constituția celuilalt, depinde de personalitatea lui, depinde de caracterul temperamentului, depinde de o serie întreagă de lucruri și terapiile eficiente sunt numai acele care sunt ajustate precis, în tocmai și exact, adică fără de eroare pentru fiecare client în parte. Asta este una dintre Particularitățile psihoterapiilor. Ei, atunci când vrem să facem influențe psihologice asupra maselor, de exemplu, atunci nu ținem cont de caracterul uh, personal al unui om, ci ținem cont de caracterul cumulat al unei colectivități, de temperamentul cumulat sau alt, de tendințele dominante a acelei colectivități umane. Și atunci, Puteți să trimitem în zona respectivă un anumit tip de impuls ca să urmărim un anumit tip de schimbare sau un anumit tip de comportament. Ei, când merge vorba de om, lucrurile sunt mult mai complicate. De e mai ușor să influențezi un popor cu totul decât un singur om. Din cauza asta, psihologul este mult mai fin și mai profund decât psihosociologul. Și cu asta încheiem aici, promițând o nouă întâlnire săptămâna viitoare. Mulțumim și așteptăm întrebările voastre pe canalele Asociației Numerologilor din România, fie că este vorba despre YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, ne găsiți acolo.